Hai să luăm, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon, alături de grăsunul nostru aici de față, undeva în partea aia, care e cu un Panamera Black, frumos, nice, oh, grasule, băi, dar ce-mi place. Pantera. Pantera ca Panamera. Băi, astăzi o să facem încă un challenge pe care l-am luat și mai cizelat un pic din comentarii, în care noi trebuie să luăm, să dăm la spin, să luăm mașinile, doar că o să facem schimb, adică eu o să primesc mașina lui Grasu și Grasu o să primească mașina mea. Adică o să fie destul de interesant, zic eu. Așa că apăsați acolo butonașul de like, să strângem și noi 5.000 de like-uri pentru frumoasa noastră serie de Forza Horizon și să îi dăm bătaie. Grasule, ia și bagă la spin. Primul sau dai tu? Dă-i tu, hai. Că nu mă deranjește, Grasule, să dau. Să dai tu primul. Sigur, dar nu pune nimeni presiune pe mine, Grasule. Nimeni nu pune presiune. Și zic sau nu zic? Păi bă, o să trebuiască să-mi zici, că o să trebuiască să da, îmi iau după, mașina. Hai. A, bă, nu. Hai, cât de când noroc, poți spune. Am o idee și mai bună, Grasule. O să cumpărăm mașinile unul de la altul cu preț minim și știi ce facem? Tu mi-o modifici mie și eu să o modific ție. Și încearcă să o modifici cât mai prost posibil, să o faci cât mai nasoală, no, înțelegi? Nu e mișto așa, nu. De ce? Nu vrei? Nu-mi place. Bine, atunci oricum, modifică. Hai că zic după. Hai, dă-i și tu? Bine, hai să dau și eu. Eu ziceam că ar fi fost interesant ca să vedem care o face mai prostă, dar... Și dacă e veche, mașină de anii... Mai veche de 2000? 90, da, mai veche de 2000 sau, parcă am pus. Sau eu zic că de anii 2000... De 2000 parcă am pus, da. Ia să vedem, fraților. Hai da! E chiar așa de rău? Oalele și lelele. Pare foarte rău. Haideți să vedem, păi și cum zici să facem? Întâi facem schimb și le modificăm după sau le modificăm și facem schimb după? Cum vrei? Zic eu, nu, hai să luăm acum. Bine. Spune atunci, hai la festival. Vrei să spun ce mașină te cumperi tu? Bine, hai nu, dar spune-ne tu primul ca eu la final. Să fie mai frumos așa la final. Bă, stai un pic, că încă... Adică eu nu știu ce rahat de mașină e aia. Sincer zic. Hai. Păi stai să o caut. Dar e o mașină vai de mama și de zilele ei. Aia sunt convins. Stați un pic, că facem așa. O să dăm după year, pentru că sunt convins că este foarte vechiuță mașina. Așa că o să dăm așa și o să o căutăm, pentru că știu numele, da, știu cum arată. Da, înseamnă că poți să-i modific motorul. Băi, e posibil să vedem, da, nu știu, chiar nu știu sigur, dar pare o mașină destul de veche. Justine, să-mi spui dacă o vezi și tu, că poate o ratez eu din greșeală. Dar tracțiunea nu? Bă, tracțiunea nu, doar motorul, parcă am zis, nu? Eu așa știu, bine, că parcă am zis doar motorul. Justine, o vezi, mă? Semăna un pic cu asta. Dar nu este. A, ia uite-o! Nu e asta? Ba da, asta e. Grasule! E de la... Marca Holden. Ai auzit păi vreodată de ea? Bă. Păi Grasule, costă 50.000, adică... La H, da? La H, da. Haide să vedem dacă este la ăsta, la cum se numește... Aoleu! La Auto Show. O găsiști? Ce bani e? 55.000. E un dric ordinar? Da! Ia mă, unde e Holden? Da, ia uite-l, ăla e, 1974. O luași, da? În gură, cred că. Așa, continuu. Eu ce mașină spică? Ce mașină? Te duci la Audi? La Audi? Nice! Așa. La Audi-l? Audi RS3 de la vechiuț, cum ar veni. Nu, din 2007, parcă, sau 2008-2009, nu știu. Sportback, cumva? Da, ăla. Din 2011. E 42.000. Ăla, da. Ăla e, da? Ok. Bun. Bă, știți care e chestia? Că al meu nu e foarte nou și ăla are voie să schimbe motorul. Deci să vedem. Dar nu poate să schimbe tracțiunea, totuși. Bă, o să fie interesant. Haide să vedem ce reușim să facem. Oho! Mamă, nu e de bine! Nu e bună, fraților. Ceva e... Bă, da, măcar e 44 asta mea, e ca lumea. Grasule, ce luași, mă, acolo? Așa o lăsăm. Frumos, asta nu-mi place. Bă, sincer, nici nu știu. Îmi plac ambele.
Da, cred că e mai șmecher așa decât așa, nu? A? Da, asta e cea mai ok. Așa și ia să vedem. Bă, sper că nu-i se pune așa. Ce bă, grasul, de atât de bine o faci? De te bucuri așa. Așa. Mi-a zis lumea că să-i fac cauciucurile late, că ce care veni, ar avea mai bună plecarea. Așa că o să le fac late. Așa. Păi că am greu mult cu torba asta. E grea, păi dai că-i dric grasule. De ce crezi că e grea? Hai, tati. Discuri, ou, frumos, elegant. Să o facem bă, race. Bă, de... nu prea crește. Hai, facem race. Păi cum bă, dacă e schimbat și motorul, trebuie să crească gras, n-are încotro. Ia să vedem. Chiar sunt curios să vedem care face. Că e periculos când schimbi motorul, pentru că la unele mașini le faci avion. Când îi schimbi motorul, o faci avion. Mai ales la astea mici. La mașinile ușoare. Că îi bagi alt motor pe ea și... Bă, da, nu e mare șmecherie auto. Bă, s-ar putea ca pe top speed, sigur, cred că te fac. Pe top speed, da, e foarte posibil, pentru că ai ăsta schimbate. Ia să vedem, mă, pe aici ce găsim noi, dar nu-mi plac ăștia de aici. Mi se pare că aici sunt unele mai interesante. Unde era omul? Bă, fără 4x4 niciunul nu găsesc. Fără 4x4 ce, mă? Nimic. Băi, unde-i modificai jantele, frate? Stai așa. Na, nu mai ai voie, gat. Ce, bă, sugi? Nu știu pe care să îi le pun, bă. Nu-mi plac ăștia de aici, să-mi bat picioarele. Dușmanii în poartă pică, dar n-au valoarea mea și toată în viața lor vor sta în urma mea. Deci deja mă enervează, văzui unele negre pe aici. Uite, o să le pup pe ăștia, dar nu-mi plac. Așa. Bă, cam așa, aș vrea să-i schimb culoarea, în schimb. Bă, da. Dușmanii în poartă pică, dar n-au valoarea mea și toată viața lor în urma mea. Îți poartă pică dușmanii grasului, dar de ce grasului? Dar ce le-ai făcut tu de spartă pică? Nu știu. Dușmanii poartă pică, dar n-a valoarea mea și în toată viața lor, dar în urmă. Hai, băi! Ești gata? Da, o să ies. Bă, nu știu sigur dacă te fac. Bă, pe sprint? Nu știu nici eu sigur dacă mă faci, dar știu sigur că... Da, pe... Pe top speed s-ar putea să o cam iau. Pe top speed s-ar putea să o cam iau. Ia să vedem, chiar sunt curios. Dușmanii în poartă pică, dar n-au valoarea mea și în toată viața lor. A? Hai mă, gata. Da, ieși. Măi, că asta a ieșit volanul pe lumea elaltă. Pe bune? Ia uite dricul, bă! Scoasă motorul la dric, bă! Bă, eu am portbagaj, ești nebun? Ai tracțiune în spate? Propulsie, de fapt. Da. Că ne-a înjurat lumea după. Te spar, uite, dricu, bă, stai un pic să-l admir. Ce jant ai făcut, ia uite. Ba, cum arată? Bă, grasule, du-te, bă, și caramorți cu el, bă. Păi, apoi să te îngrop pe tine, fraiere. În bani, în ce mă îngrop? Ce faci, bă, de ce dai mine, țărani? Haideți să vedem, vine, vezi că începe. Așa. Ești gata? Da, fratele. E 3, e 2, e 1. Mai ia care 4, da? Taci. Taci! Ia uite dricul, bă, ce s-a duce, bă! Ești nebun, cât îți lua, bă? 250, cred că. 270, cred. 70, auzi? Ia uite dricul, bă! Tu-ți dai seama că-mi vie mortul în spate. La viteza aia. Păi și cred că la top speed nici măcar nu se pune problema. Păi ce motor ai pus așa, mă, pe el? Ultimul, de 6 litri ceva. Ți-au și tu 6 litri, Pedric. Auzi, ia ce-i dă, bă! Păi da, dar e motorul după Lamborghini. Păi știu, grasule, dar tocmai. Eu ți-am zis că deci de la multe mașini, dacă nu e mașina foarte ok, că Audi un Forza nu e o mașină, adică e mașină ok, da, na, e mediocră, na.
Ce vrei să-i fuci? Faci. Da, Petric, dacă pui motor de Lambo, ce vrei, frate? N-ai ce să-i faci. Bine că doar la aia e chestia, când îi schimbi motorul, e ok doar pe specificații, adică drag și top speed, că dacă e să o pui la cursă sau la alea, nu faci treabă cu ea. Dar... Ia uite de știu, mă rup să cu... prin cablu. Mă rup să cu dricu, bă, mâncați așa. Deci mă rup să cu dricu. Vai de mine și de mine. Vai de mine ce rușine, grasule. Ce rușine le tragem noi. Da, cred că îi ține dricul grasul la viteză ea, pe unde? Da, bă, tașcă. Ia tu din spate. Bă, e nasol în curbe, da. Bă, la top speed, sincer, nu prea am... cum se numește? Nu că n-am șanse, dar n-am speranță. Adică, de obicei, când îi schimb motorul, chiar dacă e mașina mai proastă, îi cam crește. Cel puțin pe top speed crește. Dar hai că rămâne de văzut, na. Poate e limitat... Bă, dar accelerație prin cablu, mă, îmi place. Bă, dar ce bine se ține Audi-ul ăsta. Bine că nici nu prinde viteză mare și de asta se ține bine. Dar se ține bine pe curbe. E ok, bine, e și... 4. Grasule! Ești în spatele meu. Și eu mă fac uita. Aproape. Ba, nu, tașcă, sunt în cărți, sunt în cărți. 8-uri contra, alea. A chestii intime, 8-uri contra. Sigur, dar nu pune nimeni presiune pe tine, grasule, nimeni. Sincer, zic. Hai să vedem. Grasule, am ajuns, te aștept aici, dar s-ar putea ca Dricu să fie câștigător. Să vedem. Cam sigur. Lăsați acum în comentarii ce părere aveți dacă câștigă Dricu la... Bă, dacă zic că mi se pare că are volanul în șansă. Nu, chiar îl are, ia uite-l. Salut, frate, ce faci? Mamă, hai că vreau să mă iau cu Lambo. 3, 2, 1. Să luăm o cuțină sau nu? Ce făcuși, mă, grăsule? E pe și că după drum, că e prea puternică. Hai! E Dricu prea puternic, mâncavaș. Bă, dar s-ar putea să se audă, a? Se aude jocul cam tare? Nu cred. Ce viteză ai? Aproape de 300, tu? Păi de capul tău! A? Cât ai gras? Bă, în condiție care o lăsai când accelerați, am vreo 360 acum. Bă, ești prost, 330 eu de-abia. 370. Du-te-n cuii mei cu dricul tău, bă! 83, 84, 85. 87. Ce ai, bă, ești nebun, păi luai 332, grasule. Bă, cred că ar trebui să introducem o nouă regulă, bă. Să ai voie să-i schimbi doar primul motor, să nu-l pui pe ultimul. Dă-l-o mama lui că mă rup să cu Dricu, ești nebun, dar orice mașină aveam, fără să-i schimb motorul, nu-mi prindea 380, ești nebun. Bine, nu orice mașină, dar majoritatea mașinilor pe care le poți lua de la spin. Sincer. Nu știu, să vedem, lăsați-ne părerea voastră în comentarii, dar e făcură în Dricu prea bun, nu-i corect. Bă, fraților, cam asta o să fie cu episodul, te făcui praf gras. Nu uitați să vă abonați, să dați și voi un like dacă v-a plăcut. Ia uite, bă, are ăsta de Audi cu alea la prag. Și noi să vedem ca de obicei data viitoare pe un nou episod. Vă pupăm, pa, pa!